Unul din milionarii României s-a stins într-un accident stupid, a căzut într-o râpă pe munte în timp ce încerca să-și facă un selfie. Marius Ivan avea 64 de ani, era fondatorul unui brand renumit de vopsea și a făcut bani din imobiliare în zona de nord a capitalei. Tragedia s-a petrecut la cota 1400, într-o zonă populară pentru cei care vor să facă fotografii, dar extrem de periculoasă pentru că nu există parapete de protecție. Marius Ivan a dispărut la finalul săptămânii trecute, iar apropiații care știau că a plecat la Sinaia au alertat salvamontiștii pentru că bărbatul nu mai răspundea la telefon. Forțele de intervenție l-au găsit într-o zonă greu accesibilă, iar polițiștii au refăcut filmul tragediei. Omul de afaceri a plecat cu mașina spre cota 1400. A oprit pe marginea drumului într-o parcare improvizată la câteva sute de metri de complexul turistic, într-o zonă de belvedere. Ar fi încercat să-și facă un selfie, dar a alunecat și a căzut într-o prăpastie de 50 de metri. Marius Ivan a fost unul dintre mai mari milionari ai României, dar cu o prezență discretă. După Revoluție a început să importe alimente din Germania și apoi a intrat în afaceri cu o fabrică de vopsele. A creat două branduri mari și în domeniul materialelor de construcții. Mai târziu a vândut acțiunile unui gigant internațional din care a câștigat 23 de milioane de euro. Am ținut cont ca întotdeauna să dezvoltăm o afacere prosperă, curată, din toate punctele de vedere, care ia să țină cont de principiile de piață. Ulterior s-a lansat în imobiliare, în Craiova, orașul natal și în București. În 2007, omul de afaceri Marius Ivan a dezvoltat în Pipera o clădire de birouri, pentru care a primit mai târziu, în 2017, peste 16 milioane de euro. Un aspect bine speculat la vremea respectivă, pentru că spre Pipera fac naveta zilnic 10 de mii de persoane. Afacerile pe care eu le-am dezvoltat în România au pornit în primul rând de la ideile mele. Am ținut cont foarte mult de intuiția și flerul meu. Și proiectul Pipera City a fost tot ideea afaceristului, care voia să dezvolte pe cele 12 hectare din voluntari sute de locuințe și clădiri de birouri, doar că a decis să vândă terenul la un preț mult mai mic decât prețul pe care îl plătise lui Gigi Becali. La vremea respectivă scosese din buzunar 40 de milioane de euro. Marius Ivan era poreclit gigantul de la succesul său în afaceri, dar și de la statura sa. Avea peste 2 metri înălțime și a jucat timp de 16 ani basket la Universitatea Craiova. Marius Ivan va fi înmormântat mâine. Omul de afaceri are 3 copii, o fată și 2 băieți.